Bună ziua, mă numesc Mirela Pascal și l-am astăzi alături de mine pe domnul Cristinel Dragomir, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța din partea PSD. Bună ziua, în prezent, nu știu, mai sunteți în PSD sau nu mai sunteți în PSD? Nu mai sunt membru de partid. Nu mai sunteți, gata, v-ați... Nu, nu mai sunt cam de mult, dar... Bun, în prezent activați în... Da, o să vorbim. Activați în Consiliul Județean Constanța după ce ați stat o perioadă și prin primăria Constanța după alegeri. Da, da. Haideți să o luăm cu începutul. Deci ați plecat din primărie și v-ați dus în CJ? Am considerat că pot fi mai util, având în vedere experiența mea al Consiliului Județean, pentru că nu cred că am fost folosit suficient pentru ceea ce cred eu că sunt pregătit să fac în administrația publică locală și am zis hai să încerc altceva. N-ați fost primit cu brațele deschise în primărie? Ba nu. Am avut o relație foarte ok atât cu personalul. Am avut o discuție într-adevăr cu domnul primar Virgil Chița. Pe care l-ați și susținut în campanie. L-am susținut, da. Asta a fost opțiunea mea la momentul respectiv și așteptările mele erau altele vis-a-vis de colaborarea noastră. Dânsul, în schimb, a mers pe altă linie, cu altă echipă, nu mi-am găsit loc acolo și am zis că n-are rost să stau să treacă timpul. Bun, și v-ați regăsit liniștea, ca să zic așa, în Consiliul Județean, unde activați și astăzi? Este bine? E totul ok? Da, ce să spun, nu e mare inginerie să fii funcționar public în nicio instituție. Dar sper ca prin activitatea mea să aduc un plus. Cel puțin prin experiență, prin discuțiile ce cu care le-am cu personalul. Eu sunt inspector principal. De obicei, funcționarii publici care nu au funcții de conducere fac ceea ce li se dă să facă. Eu pot să spun că consiliez mai mult. Vin cu soluții câteodată când să-mi potmolește câte ceva. În general am o legătură foarte bună cu colegii și încerc să-i ajut pentru să ducă la îndeplinire obiectivele pe care le-au dedus. Dar din primăria Constanța, cum vedeți toată situația și toate demisiile sau demiteri? Bine, plecând cu demiterea lui Cocargeanu, continuăm cu demisia lui Iovanesian și continuăm cu alți directori. Că ați fost acolo, bănuiesc că... ce să spun... Normal că valurile acestea nu fac bine, nici activității în general a unei primării și probabil că nu dă bine nici ca imagine din partea primăriei către cetățeni care au cu totul și cu totul alte așteptări. E normal să fie așa. Eu cred că mandatul care li s-a dat celor de la PNL și USR în 2020 nu a fost acesta și a fost, oamenii aveau cu totul și cu totul alte așteptări. Din păcate, politica se face cu oameni, iar oamenii, dacă nu sunt de bună calitate, se ajunge la astfel de situații în care orgoliile personale primează și cred că nu a existat nicio dezbatere constructivă, nimeni nu se poate plânge, domnule, de la o dezbatere de idei, nu s-au înțeles pe anumite subiecte de dezvoltare a orașului sau de bunul mers al lucrurilor în primărie, pur și simplu, eu, cel puțin din exterior, am văzut tot felul de replici care nu aveau nicio treabă cu actul administrativ și ceea ce este azi în primărie, cred că este rezultatul exclusiv al ambițiilor personale, ale unora sau altora. Bun, și dumneavoastră bănuiesc că nu vreți să rămâneți o viață până la pensie în Consiliul Județean și aveți alte așteptări, având în vedere și valoarea dumneavoastră și experiența dumneavoastră? Eu nu sunt un ipocrit și recunosc că, și am mai spus-o, cred că și la dumneavoastră în trecut când am venit pe aici, am spus că în momentul în care mă voi regăsi într-o echipă sau niște oameni cu care să fac o echipă, mă voi implica și nu am de gând să stau deoparte. Deci eu intenționez inclusiv la anul să candidez, dar în condițiile în care vom vedea ce ne oferă spectrul politic, ce soluții ne dau și cu siguranță voi susține pe cineva. Ați avut discuții până acum, din informațiile mele, și că ați avut și la PSD nenumărate discuții. Da, ce să spun, la PSD nu mai mi-am găsit locul. Cred că în formula actuală cu actualul președinte Felix Troie n-am cum să mă regăsesc pentru că am fost amăgit de prea multe ori, am încercat... De cine? De domnul Troie? Da, eu... E problema mea personală. Eu știu că în politică lucrurile, când vrei să activezi într-un partid,
sunt două condiții esențiale. Unu, să ai o relație ok cu președintele de partid, pentru că el este decidentul. Chestia asta că, de fapt, hotărăște un birou și hotărăște o organizație, că e democrație. E praf în ochi asta, sună așa... frumos ambalată, dar ambalat frumos, dar trebuie să ai o relație și știu chestia asta, că așa trebuie, cum și președinții de organizație trebuie să aibă o relație directă cu președintele la nivel național, că altfel nu merge. Și asta este o condiție. Și doi, trebuie să reușești să te integrezi în echipa, că există o echipă, pe lângă lider există și o echipă, în echipa respectivă să ai un, cum să spun, un canal de comunicare mai ușor și să te accepți și să fii acolo. Dacă nu ești acolo, bine, tu poți să pozezi că ești membru important, că ți-ai plătit cotizația, că participi la evenimente, pui pe Facebook tot felul de poze de la diverse chestii, dar de fapt tu nu contezi. Ori eu, dacă mă implic undeva, vreau să contez. Nu v-ați simțit important? Nu, domnule, eu am fost dat la o parte, deci... Ați fost păcălit? În primul rând, păcălit, nu știu dacă păcălit, așteptările mele n-au fost chiar foarte mari, deși din exterior se vedea cu momentul 2016 că toate declarațiile erau, nu, domnule, noi pe tine te vom susține, că ai experiență, vrem să facem, când de fapt eu știam că nu e așa, dar astea au fost deciziile lor, eu știu așa, domnule, cine e conducător își asumă. Și au asumat, au luat decizia asta, au mers cu Țuțuianu la președinția Consiliului Județean. S-au văzut rezultatele, că dovadă că cetățenii județului Constanța nu că nu i-au mai votat, i-au pedepsit efectiv, adică un scor de 20% e rușinos, adică dar pentru PSD, dar eu, cum să spun, nu sunt nici Dumnezeu politic, nici cel care trebuie să judece. Eu observ ce sunt așa puțin nelămurit, așa că am văzut că ei sunt foarte mulțumiți de activitatea pe care au dus partidul după aia în 2020, cât de la, nici nu știu, cred că nici la 20% nu mai sunt. Toți socialdemocrații care vin la noi în interviu spun că e lapte și miere în PSD, că domnul Stroi susține, că vorbesc, că se înțelegă. De fapt, realitatea este alta. Realitatea, eu acum n-am venit aici la emisiunea dumneavoastră să mă ocup personal de PSD. Dacă vreți să facem o emisiune odată cu PSD, nu, dar, personal, dar și să cu discutăm, prezența dar, președintelui. Având în vedere că ați fost atâția ani, da, eu am fost secretar organizației și știu ce vorbesc. Eu consider așa. Și am mai spus-o, cred, dacă nu la dumneavoastră, sigur, în media, eu am spus-o că din punctul meu de vedere, astăzi PSD nu există în județul Constanța. Și cine este păi argumentele pe care eu le aduc în chestiunea asta sunt următoarele. Județul acesta are 3 municipii. PSD nu are nici primar, nici viceprimar în aceste 3 municipii, ca să nu mai spun că nu știu, cred că cel mai bun scor l-au luat la Constanța, 19% la Consiliul Local. Este al treilea partid în Consiliul Municipal. La Megidia, nu știu dacă a sărit de 20%, iar la Mangalia, cred că noi nici n-am avut candidat. Da, și a fost totuși, o alianță. Totuși, organizația de acolo a obținut un scor undeva până în 20%, parcă. Deci, oricum, ăsta este un scor rușinos pentru PSD. Deci, în marile municipii, în cele 3 municipii nu contezi. În cele 7 orașe, sau câte mai sunt, 9, nici nu mai știu exact câte sunt, nu ai decât un primar la Năvodari și în rest nu ai în celelalte orașe nici primar, nici viceprimar. Practic, dacă e să luăm toate orașele și cu municipiile, care reprezintă cam 80% din populația județului, tu nu ești reprezentat decât de un primar de la Năvodari, Florin Chelaru, care și-a făcut treaba, ok, slavă Domnului, dă Dumnezeu să câștige alegerile în continuare. Că oamenii, dacă sunt mulțumiți de ce a făcut, acolo nu mai votează, dacă nu, nu. Să nu creadă cineva că îi păcălesc. Nu-i, mă, îi păcălești odată pe oameni, a doua oară nu mai. Și eu vă spun că chestia asta cu ciuma roșie, că nu știu ce, că cu X, cu Y, care ne-a defavorizat, nu există. Eu vă dau exemplu cel mai clar, Băluță la sectorul 4. A candidat în 2020, când PSD era pus la zid, dacă mai țineți minte. Da, Dăncilă, da, da. Premier, Dăncilă. Ciuma roșie, analfabetă, PSD, era o rușine să candidez din partea PSD-ului, da? Și Băluță a luat 54%. Păi ce, bucureștenii stâmpiți? L-au votat pentru că au avut încredere au în votat el, că a și nu au votat omul, n-a contat cum să iei în București, din capitală, unde USR-ul a candidat împreună cu PNL-ul, adică toată spuma, și Băluța la 54%. Deci dacă faci treabă, lumea te votează. Ori la Constanța, sancțiunea în 2020 a fost clară. Ce m-a surprins pe mine neplăcut a fost că
Dom'le, cu toate astea, PSD-ul nu a luat nicio măsură. A continuat în aceeași formulă. Care a fost formula, dacă stăm să ne gândim în 2020? Formula a fost așa. Președinte la partid Felix Troie, secretar Lucian Lungoci, președinte la Consiliul Județean Suțuianu, primar a fost Decebal Făgădău. Au venit alegerile generale, poate Decebal l-au exclus, nu știu, pe ce motive, că dosar, că penal, că s-a dovedit că nu a fost niciun penal, cel puțin la prima instanță și eu aveam toată încrederea că lucrurile așa stau, că fapta nu există, dar în fine, nu eu. A fost un dosar fabricat? Eu cred că da, eu cred că da. De către cine? Păi eu cred că de către cei care nu au mai vrut să-l pună pe listă, că... Păi așa cine n-ar vrea să-l pună pe listă? Așa s-a auzit, pentru că ce s-a întâmplat? Au venit alegerile generale. Cu cine s-a trezit PSD-ul pe listă? Prima poziție la Senat, Felix Troie. Prima poziție la... Consiliul Județean. La deputați, Suțuian, Horia. Care, nu știu, a fost, n-a fost ajutat de partid cât a fost achinuit la Consiliul Județean. Păi ce a ajutat? Un băiat care a dorit să facă ceva. Păi cum a fost dat la o parte Suțuianul de la Consiliul Județean? Vă dați seama, primul pe listă, da? Păi nu știu. Ce s-a întâmplat acolo, eu aș vrea să vă spun. Da, eu înainte când eram informat și participam la ședințe și discutam, puteam să spun, domnule, eu am văzut, știu că așa e. Dar eu dacă n-am mai participat, eu acum vă spun o părere a mea personală, care eu n-am pus dețin adevărul absolut, dar având în vedere experiența mea în politică, pot să deduc anumite lucruri și știind anumite legături. Dar să continuăm. Prima poziție, Felix Țuțuianu. A doua poziție, Cristina Dumitrache. A treia poziție, Lucian Lungos, secretar organizației județene, care nu mai știm, azi mai e sau nu mai e secretar. Că alegeri n-au fost de atunci. Înțelegeți? Și continuând, adică, băi, totuși, echipa aia care ți-a pierdut în corpore, nu poți să mai pui, mai ai un primar la Năvodari. Păi noi PSD-ul, când eram secretar general, dacă aveam sub 25% într-o localitate, se demitea de drept. Conducerea organizației, că eram nemulțumiți de rezultat. Păi noi cu 27 sau 28% cât a avut Chelaru, am câștigat un oraș și considerăm vreo victorie? Nu! Trebuia în bloc toată lumea să plece acasă sau să-și dea demisia, să spună mandatul, alegeri. Păi voi nu vă dați seama că eu cred că e singurul partid care n-a mai făcut alegeri. Păi nu, când trebuiau să aibă loc alegeri, s-au tot amânat. Sunt la 4 ani, dar nu mai țin minte că nu am participat nici la ultimul rând de alegeri, dar cu siguranță nu s-au făcut alegeri. Eu, de exemplu, vorbim de organizația municipală. Păi PSD-ul are... Eu am crezut că PSD-ul nu va mai câștiga alegerile municipiului Constanța mulți ani după 2020. Uite că acum are o șansă, pentru că cu 25, 26, 27% poți să câștigi alegerile în municipiul Constanța, că așa e structura. Păi da, și cu cine dar ar tu, putea să dar câștigi? Dar tu nici măcar n-ai făcut... Nu că n-ai stabilit candidatul. Tu n-ai făcut alegeri la municipiu. Fă, domne, alegeri la municipiu. Cine iese, iese. Nu am nicio treabă, nu am niciun partid, nu sunt simt pe nimeni că nu sunt implicat direct, dar totuși, mai sunt și oameni care mai muncesc. Și atunci, păi, dacă vezi că niște oameni vor să facă ceva, fă alegeri în interiorul partidului și hai să vedem cine, cum mergem înainte. Dar este inadmisibil din punctul meu de vedere și încheie aici, că nu vreau să monopolizez discuția în emisiune despre PSD. Mie mi se pare strigător la cer să mai fie un an până la alegeri, pentru că alegerile vor fi în septembrie anul viitor. Deci un an. Și tu nu că nu ai un lider, domne, la organizația municipală, nu că n-ai candidat. Adică, bun, asta e politica lor. Probabil că șefii de la București cu ei au stabilit că așa trebuie făcut, pentru că l-am auzit pe domnul președinte Stroie, care a spus la o emisiune la televiziune că sondăm 12 lideri local, potențial pentru funcția de primar și de președinte de Consiliul Județean. Păi unde sondăm, domnule? În rândul membrilor de partid? În rândul cetățenilor? Sau cum? Păi cine? Cum adică un partid întreabă cetățenii din orașul ăla, domnule, cine vrea să fie candidatul PSD-ului? Adică astea sunt așa niște glume și niște... Dar este opțiunea lor, nu vreau să... Cine este de vină pentru decăderea Partidului Social-Democrat la Constanța? Eu cred că... Ce se întâmplă? Partidele au un ciclu în general. Ele, e așa ca o sinusoidă, să mai duc în sus, mai coboară la vale, să duc în sus. Arta liderilor partidului este ca atunci când se duc în sus, să se ducă cât mai sus, și atunci când coboară să stopeze oarecum, să nu se ducă până la fund. PSD-ul... Nu știu dacă... Nu, nici
În 90 PSD-ul nu avea 20% sau 17% cât s-a luat la ultimele alegeri europarlamentare în municipiul Constanța sau 19% în municipiul Constanța, a rezultatul de la ultimele alegeri în 2020. Ce discutăm? Deci de vină nu pot fi decât conducătorii. Păi dați-mi nume, deci, domnul Dragomir. Eu nu mai știu cine e conducerea actuală. Păi interimar, deci, la municipiu, la județ, domnul Dragomir. La județ eu înțeleg așa. Președinte este Felix Troi. Da. Secretarul județului sigur este de vină, dar înțeleg că secretarul județului este Lungoci, dar de facto este doamna subprefect Marilena Dragnea. Nu știu, eu vă spun ce am auzit din târg. Da, așa am auzit și din noi. Târg, nu știu exact, că n-am fost la ședințe de partid, n-am avut discuții nici cu cineva de acolo, dar pentru că m-ați întrebat, vă spun. La municipiu nu s-au mai făcut alegeri. Ultimele alegeri, cred că au legal constituite, au fost când l-au ales pe Făgădău președinte. Știu că interimar a fost numit odată Lungoci. Tot interimar a fost numit domnul Dumitrache. Astăzi când vorbim, nu știu cine e. Păi tot Dumitrache. Alegeri nu s-au făcut. Deci alege domnul Dumitrache. Înțeleg că secretar la municipiu este domnul Dede Perodin, spun bine. Eu spun ce... Da, posibil. Deci, altă anomalie. Este inadmisibil ca într-un municipiu reședință de județ să nu se știe cine sunt liderii PSD. Păi cum să mai aibă lumea încredere dacă nu știu cine sunt liderii PSD? Adică lideri votați, adică nu se poate, adică eu consider că lipsa asta de fermitate se reverberează negativ în rândul electoratului și eu cred că PSD-ul are de pierdut. Sfatul meu e că să o tărască, să facă alegeri. Păi da, spun că așteaptă de la București, să dea ok-ul. Ce să statut, ce ok? Asta cu Bucureștiul, păi când vrei să nu faci ceva, păi că nu așa zic ei, păi asta zi, așa zic ei. Eu n-am auzit, de exemplu, ar trebui hotărât adunare generală la nivel de municipiu hotărât. Eu vă spun ceva cu toată munca pe care o fac, că membrii de partid la municipiu muncesc așa că îi văd. Nu știu, județ că nu prea mă duc. Dacă mă duceam, poate că ne întâlneam pe acolo și vedeam că se muncește și la județ. Eu la județ consider că nu s-a făcut nimic pentru că rezultatele astea sunt, nici n-am auzit. Nu poți să faci acțiuni fără să le mediatizezi. Că atunci înseamnă că ai făcut degeaba. Dar eu n-am auzit, de exemplu, la Mangalia nu există. N-ai avut candidat data trecută. N-am auzit un nume să fie candidat. Să zic că să vorbească numele PSD-ului. N-am auzit pe nimeni. La Megidia n-am auzit pe nimeni să vorbească numele PSD-ului. Orașe care contează, da? La Ovidiu, nici nu știu. Dacă dumneavoastră, care sunteți presă și puteți să-i sunteți mai informați. Deci PSD-ul nu are nici măcar purtător de cuvânt. Sau dacă are, probabil că are pe hârtie pe cineva. Pe, da, cine e purtătorul de cuvânt? Nu mai știu, dar e, cred că e o doamnă. Bun. Bun, dar este, dacă voi presa nu știți ce e purtătorul de cuvânt, adică pe care să-l întrebați orice. Păi, eu, păi nu, domnule, că n-a venit secretar, mă suna presa și mă întreba. Domne, la Oltina am auzit că nu-l mai susțineți pe Cristi, nu știu cum. Și eu, adică, răspundeam imediat. Nu exista să nu răspund de către o organizație. Păi eu vă spun așa. La Basarab, Morfatlar, hai. Ce cu Morfatlar? Bun. Știe cineva cine e de la PSD? Păi nu, e, au primar PNL, dacă păi nu mă știu. Păi primarul e PNL, dar tu partid să n-ai, domne, să nu știe. Eu care mă consider informat, dacă eu nu știu, îmi dau seama că 90% din populație... La fel, la eforie nu au... Păi nu. Nu au nici măcar viceprimar, nu, că n-au neapărat, deci, de la PSD. Chestia asta, probabil e o politică pe care a hotărât-o conducerea partidului și e treaba lor, păi trebuie să-i întrebați. De păi ce? Da, care păi au, da, noi am vrut să-i întrebăm, dar nu vedeți așa, că vin nu cu, vin cu un lot din ăsta așa, wow, gata, am venit cu o echipă și asta este. Probabil, eu am spus, gata, mă limitez.